Iar acum e o conferință de presă la Bruxelles, vorbește Jens Stoltenberg. Să-l ascultăm. Am luat parte la grupul condus de SUA. Peste 50 de națiuni au răspuns la nevoile urgente ale Ucrainei. Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii și se pregătește să folosească iarna ca armă. Deci este și mai important să venim și să intensificăm sprijinul pentru Ucraina. Salut anunțul din ultimele ore când Belgia și Danemarca și-au confirmat că vor livra F-16. Canada va oferi zeci de mii de dolari. Germania a anunțat 1,1 miliarde de dolari plus sisteme de apărare aeriană. Anglia oferă, iar Suedia oferă muniție de artilerie și 200 de milioane de dolari. În această după-amiază l-am primit pe domnul Umerov, ministrul de apărare în Consiliul NATO. Am confirmat decizia istorică de la summitul NATO de a fi mai aproape de Ucraina. Am eliminat cerința de plan de acțiune pentru a deveni membru și am stabilit interoperabilitatea forțelor ucrainene cu partenerii NATO. Astăzi am discutat despre calea către NATO a Ucrainei, inclusiv interoperabilitatea pe termen lung și achizițiile. Un sistem modern nu va ajuta Ucraina să învingă, ci și să susțină pacea și stabilitatea. Aliații continuă să combată corupția chiar și în timpul războiului brutal al Rusiei. Este clar că NATO va sprijini Ucraina pe parcursul unei ierni dificile. Înseamnă mai multe haine pentru iarnă, echipamente de deminare și echipamente medicale. Îi va ajuta pe curajoși și ucraineni să lupte frigul și să înainteze. Mâine, miniștrii apărării se vor întâlni pentru a vorbi despre consolidarea apărării, misiunile NATO, problemele din Marea Baltică și situația din Orientul Mijlociu. Sunt gata să preiau întrebările. Secretary General Andrew Gray from Reuters. We've heard assurances am auzit că nici Congresul american și nici conflictul dintre Israel și palestinieni nu va afecta sprijinul pentru Ucraina. Ce puteți să spuneți despre aceste garanții, având în vedere că Israel cere sisteme de apărare, având în vedere că acestea le cer și Ucraina? Ce am văzut astăzi, că acțiunile vorbesc mai mult decât cuvintele. Nu doar că spunem că aliații NATO sunt gata să fie lângă Ucraina, dar oferă și mai mult sprijin Ucraina, mai multe sisteme de apărare, F-16, mai multe instruiri, mai multe tipuri de pachete de sprijin. Cred că întâlnirea de astăzi NATO Defense Contact Group și demonstrează că aliații NATO sunt aici pentru a sprijini Ucraina. Și nu doar cu vorbe, ci și cu fapte. Este un mesaj puternic pentru Rusia. Când crede că poate copleși aliații NATO. Sunt încrezător că aliații vor continua să facă așa pentru că este vorba de interesul nostru în securitate. Lupta lor este lupta noastră, valorile lor sunt ale noastre. Este în interesul securității noastre
să ne asigurăm că sprijinim în continuare Ucraina și ea că învinge. Încă de la începutul războiului am dat dovadă de sprijin pentru Ucraina. Aliații NATO au capacități și elemente pentru a aborda mai multe amenințări. Nu putem să alegem o amenințare sau alta. Putem aborda situația în Orientul Mijlociu. Și aliații noștri au oferit sprijin și în acest sens. Adam Parsons from Sky News. Secretary General, domnule secretar, cât de îngrijorat sunteți că conflictul din Orientul Mijlociu se poate extinde și poate crea un război și mai mare. Ce puteți face dumneavoastră și aliații NATO să vă pregătiți aici? Și vreau să vă întreb în mod special, credeți că Israel, partener de încredere a NATO, are dreptul de a lansa Israel are dreptul să se apere și au suferit un atac terorist barbar în care civilii au fost omorâți. Israel are dreptul să se apere unor astfel de tipuri de atacuri. Mă aștept și când vom vedea răspunsul Israelului să fie proporțional și să facă tot ce este posibil ca să împiedice pierderea de vieți nevinovate a civililor. Cred că este important ca orice națiune sau o organizație ostilă să nu încerce să folosească situația de acum. Și am văzut că SUA și-a crescut prezența militară în regiune și dă un mesaj clar de descurajare. Thanks a lot, Thomas Kutschka with Frankfurt Allgemeine Zeitung, Secretary General. Domnule secretar, on the pipeline incident, I'm just wondering, could there be a role for NATO to investigate this? NATO ar trebui să ancheteze sau să sprijine ancheta? Ați oferit ceva Finlandei și Estoniei sau vor cere sprijin? Vă întreb pentru că acum NATO are propriile capacități în ceea ce privește infrastructura critică. NATO este îngrijorat de structura critică subacvatică de ani de zile și avem capacități, avem informații, dar încercăm să reducem riscul după atacurile și exploziile de la Nord Stream. Am stabilit o celulă la un centru aici și vom stabili și un centru de comandă maritimă pentru a face tot ce este posibil pentru a proteja infrastructura. Am vorbit cu președintele finlandez și prim-ministrul Estoniei. Mi-au oferit informații noi și au o anchetă națională condusă de Finlanda și Estonia. Își împărtășesc descoperirile și cu NATO și le-am spus că suntem gata să-i ajutăm cu ancheta națională. Au primit și informații despre ce face NATO ca să ajute infrastructura critică. Trebuie să înțelegem că infrastructura critică este vulnerabilă. Vorbim de mii de kilometri de țevi, de cabluri de internet, de rețele care prin natura lor sunt vulnerabile. Împărtășim informații și bune practici despre cum să ne
protejăm atât între aliații NATO, cât și între guverne și companiile care operează majoritatea infrastructurii critice. Josh Pisana from Politico. Just a question in view of the recent results. În ceea ce privește rezultatele din Slovacia și următoarele din Polonia, există planuri de urgență în ceea ce privește oferirea de armament Ucrainei? În primul rând, Polonia este un sprijină foarte mult Ucraina și au spus că vor continua să sprijine Ucraina și vor fi o platformă pentru ca toți aliații să livreze sprijin militar. Am ascultat conferința de presă a lui Jens Stoltenberg.